Echipa de fotbal ACS Mediaș se află în fața barajului de promovare în eșalonul superior, acolo unde va întâlni în dublă manșă CS Giurgeni. Prima partidă este programată sâmbătă 17 iunie în deplasare, iar returul va avea loc la Mediaș o săptămână mai târziu. CS Giurgeni, adversarul mediașenilor în barajul de promovare în Liga 3-a, este campioană acestui sezon în județul Harghita. Este o încumulare a unei munci de un an de zile. Sperăm să trecem și acest hop și să-i punem de la anul în Liga 3-a. Cu siguranță va fi un meci foarte greu, e vorba doar de două meciuri, vor trebui să jucătorii să trateze cu seriozitate aceste jocuri și eu cred că suntem foarte pregătiți și nu cred că ar trebui să avem probleme. În primul rând, să fim concentrați pe joc, să-l tratăm în tratași de la alte jocuri. Sunt convins că o să câștigăm, pentru că avem jucători foarte valoroși, jucători care au jucat la Liga 1, la Liga 2. Sunt convins că dacă o să respecte indicațiile tactice, cu siguranță o să promovăm. E un avantaj faptul că partida decisivă va fi acasă, în fața propriilor suporteri? Bineînțeles, este un avantaj pentru noi că meciul tur se va disputa acolo și returul la Mediaș, pentru că știți cum este, în retur cu suporterii în spate, siguranță vom da tot pe teren. Însă și în tur va fi, din ce am văzut, cel puțin până acum, multă lume care vrea să meargă, să facă deplasarea la Giurgeni. Ce am înțeles de la suporteri, sunt undeva la 200 de persoane care vor face deplasarea cu autocare, am înțeles, și cu mașini personale.